Apropo de emoții, că la un dat vine la un curs la mine un domn, avea un poker face, n-o mișcat o geană, pentru că stătea și în față. Și mă gândeam, frate, oricât mă eu așa de expresivă, bă, n-o mișcat asta o geană, zic, Dumnezeule, zic, chiar n-am reușit să ating nicio coardă la el. Și la care vine omul la mine la finalul cursului și zice, doamnă, a fost cel mai tare curs pe care, la care am participat vreodată, nu că aș mai fi participat la foarte multe, dar zice, atât de profund m-a atins asta și abia atunci vedeam niște foarte mici mișcări din astea faciale pe care, nu, de la 5 Microexpresii. metri în față nu puteam să le văd microexpresiile astea. Și era, îmi dădeam seama cum a fost atât de profund impresionat. Doar că unii dintre noi am fost învățați să nu arătăm asta și mai ales bărbații nu prea sunt învățați să-și arate emoțiile. De ce? Că dacă ți arăți emoțiile, și cum? Dacă îți Slab, arăți emoțiile, pămpănău, ești vai de capul tău. neputincios, vai de capul tău, slăbuț,